România este dependentă de importuri atunci când vine vorba de carnea de porc și vită. Ultimele date ale Institutului Național de Statistică arată că în luna iunie producția de carne de porc și vită a scăzut față de aceeași perioadă anului trecut. Concret, producția de carne de porc a fost în iunie de circa 28.000 de tone, cu 18% mai mică decât în mai 2018, dar cu 23% mai mică decât în iunie 2017. Producția de carne de vită a fost în iunie de aproximativ 9.000 de tone, aproape la fel ca în luna mai, dar cu 10% mai mică decât în iunie 2017. Vestea bună din raportul INS este că producția de carne de pasăre, ovine și caprine este în creștere, așa că în lunile următoare vom avea șanse să mâncăm friptură de pui românesc. În ceea ce privește producția de carne de ovine și caprine obținută în iunie, datele INS arată o creștere față de luna mai, cu 12,4%, adică de la 4.532 de tone la 5.094 de tone. Animalele sacrificate pe aceste specii au ajuns la aproximativ 400.000, cu 9% mai multe în iunie 2018 față de mai 2018 și cu 10,6% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor INS, producția de carne de pasăre obținută în luna iunie 2018 a depășit 40.393 de tone, în scădere cu 2,7% față de luna precedentă, dar cu 7,5% mai mult față de iunie 2017. Sacrificările de păsări au scăzut însă cu 3,2% față de mai 2018, dar au crescut cu 5,4% față de aceeași lună din 2017. Din cauza epidemiei de pestă porcină din țara noastră, în perioada următoare vor crește importurile de carne de porc și implicit va crește prețul cărnii de porc, avertizează specialiștii. Numai în primele 4 luni ale acestui an, importurile au crescut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar marii fermieri ai României avertizează că e posibil ca până la Crăciun românii să importe carne de porc în proporție de 100%.